Această după-amiază, suntem în prima zi de iarnă și avem parte din nou de un meci internațional. De această Maria Farugia continuă de carul Maltei. Este demarcată Halei Bugheia, primește această minge în careu. Bugheia poate să șuteze, o face și ocazie importantă pentru Malta. Prima ocazie, cred că. Acum Stefania Farugia, să o vedem pe Claudia Chiper, scapă spre poartă, Claudia, hai Claudia! Șut și apără, incredibil, Janis Șereb. Bravo, fetelor, tot ce a întâlnit în cale, a șutat bine la colțul scurt, dar centrează Carolina, nu ajunge la această minge, portarul Șereb și vine apoi un șut. Trimite puternic în față și hai Carolina! Scapă spre poartă Carolina Țabur, șut și apără incredibil. Iată și fluierul de final al arbitrei Luisa Thompson din Irlanda de Nord. Așa au un golaveraj de 11-0. Să o vedem pe Stefania Farugia, care este în careu, scoate și ratează nepermis Rachel Kuskieri. Ocazie mare în acest minut 47 pentru Naționala Maltei. Anastasia este pe poziție centrală, scoate această minge pentru Carolina Țabur pe partea dreaptă. Țabur este în careu, hai Carolina, șut și mingea trece puțin pe lângă bara din dreapta porții. Va fi cartonaș galben pentru Felicia Guțu, care este al doilea pentru ea și este eliminare minutul 80. Păcat. Să rezistăm. Execută cu Schieri. Se dă mare luptă acolo pentru minge, vine un șut și fază periculoasă. Mai multe încercări au avut maltezele. Am reușit să ne apărăm și de această dată, foarte multe șuturi. Suntem pe final, Halei Bugheia, șut și minge deviată, va fi din nou lovitură de colț. Haideți să o vedem pe Elina Kocianovski, trecere spectaculoasă, este demarcată Mihaela Cătărău, trebuie să paseze, dar nu așa de tare Elina. Și iată acum Moldova reușește să obțină încă un rezultat pozitiv în această ediție a Ligii Națiunilor. 0-0 cu lidera Malta, al doilea punct pentru fetele noastre, muncii de fetele noastre. Iată și statistica, 15 șuturi pentru Malta, evident au presat în repriza a doua.